Romariu, o nouă partidă cu Chindieri de aceasta. Cum vezi acest meci? Pe un meci greu, ținând cont că și ei au pierdut etapa aceasta. Mai au șanse și ei la play-off, dar important este să ne facem jocul și să luăm cele 3 puncte. O luptă foarte, foarte strânsă acolo pentru ultimele poziții de play-off în acest final de sezon regular. Multe echipe implicate în această luptă. Da, din păcate noi nu mai depindem numai de noi. Trebuie să așteptăm și jocul rezultatelor, dar trebuie să ne facem treaba și să acumulăm puncte ca să putem spera la play-off. Ați discutat așa între voi în aceste procese, ultimele jocuri. Crezi că ar trebui ceva anumite lucruri schimbate? Nu știu. Nu știu dacă... Normal ar trebui să schimbăm, să câștigăm meciuri, asta e cel mai important, dar... Trebuie să fim mai atenți pe faza ofensivă, să marcăm mult mai multe goluri, pentru că am făcut multe meciuri egal. Adică mă lipsește în continuare așa o anumită încredere, pentru că sunt evoluțiile, se vede dorința voastră de a câștiga, sunt meciuri bune, însă lipsește de multe ori golul. Da, cred că avem nevoie de mai multă încredere, trebuie să legăm 2-3 victorii ca să fim pe o pantă de morală mult mai bună și doar așa putem să ne îndeplinim obiectivele. Ghindia, o echipă, o surpriză plăcută în acest campionat. Da, i-am văzut. Au și 3 jucători de la noi, dacă nu mă înșel. Au jucat foarte bine, au puncte mai multe ca noi, sunt mult mai bine. Alexei, întâlniți Ghindia Târgoviște, una din surprizele plăcute acestui campionat. Cum vezi această partidă? Da, Chindia este o echipă bună, are jucători experimentați și poziția lor în clasament este mai bună decât a noastră. Noi sperăm să facem ce putem și să reușim să învingem. Multe, multe echipe implicate în această luptă pentru play-off, inclusiv Chindia, pe care o întâlniți acum în meci direct. Da, noi nu mai depindem chiar de rezultatele noastre, dar sperăm acum să reușim să învingem cei de la Chindia ca să putem să mai sperăm la play-off. Tu evoluții din ce în ce mai multe, din ce în ce mai bune, îți oferă încrederea de care ai poate nevoie? Da, cu atât că joci mai mult, capezi mai multă încredere și sper să și în continuare să joc mai bine și să reușești să marchezi și să oferi pase decisive. Un succes în acest meci crezi că va da așa energia ta, încrederea pe acest final de sezon? Da, eu cred că cu victoria în acest meci am luat un elan, n-am mai câștigat de ceva timp și chiar cred că putem să reușim mai multe și meciurile următoare.